Edilul Comunei Berlești, Maria Dumitrașcu, a izbucnit astăzi în lacrimi după ce și-a expus în cadrul unei conferințe de presă proiectele pe care ar vrea să le ducă la îndeplinire în următorul mandat. Primărița s-a emoționat în momentul în care a spus că ce vrea să facă pentru tinerii comunei care au plecat în străinătate ca să-i aducă înapoi. Maria Dumitrașcu nu s-a gândit dacă va mai candida pentru încă un mandat la Primăria Berlești și nu a oferit un răspuns pozitiv nici în cazul funcției de președinte al organizației comunale a PSD pe care o deține. În cazul în care se va hotărâ să candideze, Maria Dumitrașcu și-a luat angajamentul public că va realiza un program dedicat tinerilor care au plecat la muncă în alte țări. Acest subiect a emoționat-o până la lacrimi. Programul meu pentru... ...2016-2020 va fi ca acești tineri care au plecat din comuna Berlești să se întoarcă înapoi acasă la ei. Pentru că nu a oferit un răspuns concret în privința candidaturilor, șefa organizației de femei din cadrul PSD, Elvira Șarapatin, i-a atras atenția primăriței că nu trebuie să lase locul liber altora din exterior, după munca depusă în toți acești ani. Dar Mariana, eu nu sunt de acord cu tine, ca să zici, dacă vrea să vină cineva, poate să vină. Nu! Așa poate să vină oricine de pe stradă, care n-a muncit niciodată în partid și vrea neapărat o funcție. Și tu după... o viață, pot să spun, o viață de muncă, atât ca primar cât și în partid, și ai muncit enorm de mult și rezultatele tale și pe plan administrativ și politic sunt foarte bune, nu mi se pare normal ca cineva să vină să ia totul așa pe tavă. Maria Dumitrașcu se află la al patrulea mandat de primar al Comunei Berlești.